嗨，进去干，进去没？嗨了，嗨，嗨了，嗨了，进去，进去，嗨，嗨，嗨，进去干了，嗨，嗨了，嗨。Zeci de certezeni s-au adunat ieri pe dealul din Certeze pentru a sărbători împreună sâmbra tradițională. Pe lângă distracție și voie bună a avut loc și măsuratul oilor atunci când ciobanii mulg oile și stabilesc unde vor fi amplasate stânile în acest an. Sâmbra este măsuratul oilor, deci la sâmbră fiecare proprietar deținător de animale, în funcție de efectivele de care le ține, vine. Le adunăm în grupuri. Eu stau de 10 ani aici în pășune, că mergem până acolo sus. Să vedeți, și vreau să o iei ăștia de la patron, de ăștia, mai cu bani, numai după asta să învârtesc eu. Tradiția este una veche în țara Oașului. Cu anii s-a mai schimbat, la sâmbră se adună aproape tot satul, se dă o masă bogată, iar după ce s-a terminat măsuratul, începe distracția. Așteptat cu muzică, cu... Da, felul de bună ziua. Cu mâncaruri, cu... cu miel, cu... aperitiv. Dacă punem mămăliga în ceaun, știți, înainte facem mămăliga și pe urmă punem laptele în ceaunul ăla în care am făcut mămăliga, știți? Atunci o să vedeți ce lapte grozav este. Sâmbra oilor este cel mai mare eveniment câmpenesc, un obicei vechi din țara Oașului. În fiecare an, în luna mai, în pasul Huta, la hotarul dintre Maramureș și Satu Mare, se inaugurează cu mare fast începutul sezonului pastoral pe meleagurile nordice. Anul acesta, evenimentul va avea loc pe 4 mai.